Samurai pe negândite. Trăia cândva de mult, de mult de tot, un țăran pe nume Hachibei. Pe când umbla el odată prin pădure după vreascuri, Hachibei văzu zăcând la marginea cărării un samurai cu trupul acoperit de răni. Făcându-i se milă de bietul om, Hachibei îl luă în cârcă și îl duse acasă, încercând să-l tămăduiască. Dar toate îngrijirile se dovediră de prisos. Simțind că îi se apropie sfârșitul, samuraiul îi spuse lui Hachibei: „Îți dăruiesc veșmintele mele precum și spada aceasta. M-a slujit cu credința ani în șir. De acum încolo ea va fi tăria ta.” Și astfel, pe negândite, Hachibei al nostru se pomeni samurai. Se îmbrăcă el, se înarmă și porni la drum. Chiar în primul oraș în care intră, Hachibei dădu peste un samurai arțăgos, care nici una, nici două îl chemă să se lupte cu el. Lui Hachibei îi se făcuse inima cât un purice. Bucuros ar fi dat bir cu fugiții, dar îi era rușine, fiindcă în jurul lor se își îngrămădiseră o mulțime de curioși. Cu mâna tremurândă, căci nu mai făcuse treaba asta în viața lui, trase sabia din teacă și începu să izbească la nimereală în stânga și în dreapta. Și cum rotea astfel orbește spada cea tăioasă, deodată harșt reteză capul unui gură cască din mulțime. Curioșii se risipiră cât ai clipi, iar îndârjitul potrivnic, cuprins el de spaimă, o luă la goana de-i sfâriau călcâiele. Hachibei rămase o vreme ca năuc. Când se dezmetici, înaintea lui se aflau câțiva oameni care îl îmbiau să primească în dar un armăsar minunat. Pasămite de multă vreme în orașul acela își făcea de cap o ceată de tâlhari. Căpetenia tâlharilor avea obicei să se amestece deseori prin mulțime, îmbrăcat astfel încât să nu-l cunoască nimeni. Și tocmai pe dânsul se nimerise să-l spintece norocosul Hachibei cu lovitura aceea de sabie. Iată de ce locuitorii orașului, bucuroși că au scăpat de năpastă, îl cinsteau cu asemenea dar ales pe mântuitorul lor. Hachibei încălecă și porni mai departe, dar nu trecu mult și se întâlni cu alt samurai care venea spre el în goana calului. „Hei, străine, oprește-te! Vino să ne luptăm pe viață și pe moarte!” strigă înfierbântatul samurai. Hachibei nu stătu mult pe gânduri, întoarse bidiviul și o luă la sănătoasa, îmboldea calul pe cât putea, încercând să se depărteze de vrăjmaș, dar samuraiul nu-l slăbea deloc, gonea ca vântul pe urmele lui. „Oprește-te, lașule, fricos nenorocit ce ești, încotro fugi?” Hachibei se lăsă pe gâtul calului cu sufletul înghețat de spaimă. Trecând printr-un loc prăpăstios, calul făcu o săritură, iar Hachibei se pomeni că zboară cu picioarele în sus. De teamă să nu se rostogolească în hău, se agăță zdravând de o tufă care creștea pe acolo. Când își veni în fire, văzu cu mirare că ținea în mâini coada unui fazan uriaș care se zbătea speriat. Se vede treaba că Hachibei căzuse chiar peste cuibul fazanilor și se agățase nu de un smoc de iarbă, cum credea el, ci tocmai de coada păsăroiului. Vrăjmașul lui Hachibei văzu și el întâmplarea și grozav se mai minună. „Sunt învins!” strigă el către Hachibei. „Mă plec înaintea vitejiei și scusinței tale.” Apoi adăugă: „Învoiește-te să intri în slujba prințului nostru, care caută pretutindeni asemenea luptători ageri.” Auzind că dintr-o singură săritură Hachibei prinsese de coadă un fazan cât toate zilele, prințul îl primi bucuros în rândul oștenilor săi. Nu târzie vreme se zvoni că prin pădurile vecine s-a arătat un căpron fioros care sfârtecă oamenii. Întreg ținutul era îngrozit de isprăvile lui. Prințul îl chemă îndată la sine pe Hachibei, poruncindu-i să-i vină de hac nesățiosului căpcăun. Hachibei încercă să scape printr-un șiretlic. „Înălțimea ta, de ce să mânjesc cu mâinile pentru atâta lucru? Mai bine aștept până s-o găsi un potrivnic pe măsura mea.
Trimite un oștean mai tinerel să se lupte cu căunul acela ca să se acopere și el de faimă. Dar cum niciun oștean nu se încumeta la asemenea faptă, Hacibei înțelese că nu mai are încotro. Pe semne că trebuie să mi-au rămas bun de la viață, oftă el. Apoi, luându-și cu sine un săculeț cu orez, prăjit și măcinat, hrană care îi plăcea nespus de mult, plecă în pădure să caute căpcăunul. Ziua trecu în liniște, se lăsară umbrele nopții. Hacibei se așeză la rădăcina unui copac și începu să mănânce. Deodată, din adâncul pădurii, ieși o arătare nemaivăzută, cu capul cât banița și cu coarne de un coot. Lui Hacibei se făcu negru înaintea ochilor de spaimă și căzu la pământ fără simțire. Căpcăunul nici nu luă în seamă, se repezi la traista cu merinde și începu să înfulece făina de orez prăjit, cărând-o în gâtleș cu pumnul. Când Hacibei își veni în fire, căpcăunul se zvârcolea pe jos, gemând și văicălindu-se cumplit. Se vede că din lăcomie și din neobișnuință se necase cu făina de orez. Fără să mai piardă vreme, Hacibei scoase sabia și îl străpunse. Prințul îl răsplăti cu dărnicie și îl făcu îndată căpetenie peste întreaga oștire. De atunci încolo, Hacibei nu mai a avut nevoie să pună mâna pe sabie. De câte ori se ivea vreo primejdie, poruncea altora să se ducă. Și toți, cu mic cu mare, îi lăudau nemaipomenita vitejie și iscusință. Da.